Un document al Comisiei Europene plasează România pe locul 2 în rândul statelor membre UE în ceea ce privește numărul de morți din accidente rutiere în 2014. Media europeană este de 50 de persoane decedate la 1 milion de locuitori. Țări precum Malta, Olanda, Suedia și Marea Britanie continuă să aibă cele mai mici rate de decese din accidente rutiere, cu mai puțin de 30 de persoane decedate la 1 milion de locuitori. La polul opus se află Bulgaria, Lituania, România și Letonia, care au toate peste 90 de persoane decedate la milionul de locuitori. În România, numărul de morți din accidente rutiere a scăzut cu 24% între anii 2010 și 2014 și cu numai 2% între 2013 și 2014. În medie, aproape 70 de europeni mor zilnic în accidente rutiere. Anul trecut, în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, au fost raportate 25.700 de decese ca urmare a accidentelor rutiere.